decizia Biroului Electoral Central. Profit de prezența avocatei Gabriela Savu aici. Beck spune că nu este nevoie de legea Iohannis pentru că nu trebuie nicio modificare legislativă pentru ca președintele să candideze dacă vrea să candideze. Perfect. Gabriela Savu. Deci iată, domnul Iordache, cum a numit toată lumea, a avut dreptate, da? Probabil că s-a făcut, nu știu, bănuiesc că n-am văzut motivarea, e interesant să vedem motivarea, dar este posibil să se fi făcut aceeași analiză pe exprimarea pe care o are în momentul de față legea și să se fi considerat că ideea de candidatură independentă nu se referă la pur și simplu la statuarea unei idei de candidaturi independente, ci la faptul că persoana respectivă înscrisă pe listele unui partid nu este musai conform legii să fie și membru al partidului politic respectiv. Altă explicație nu poate să existe conform legii în vigoare. Da? Da, iată că domnul Iohannis ar fi liber să candideze. Da, a zis că nu, el dar nu dorea, să știți că fapt. Nici măcar Beck nu este cel care va decide în final, ci Curtea Constituțională. Da? Dar nu când mai timp. Candidaturile se depun pe 17 octombrie, n-au timp de așa ceva. Nu, dar vorbim de o potențială contestare a rezultatului alegerilor ulterioare. De, oricum se fură, deci mergem în pauza de publicitate, ne întoarcem, o să vorbim puțin și de amnistia fiscală imediat.